Bună ziua, dragilor, să vom menționa treaba profanice, cu treaba de pe tema pentru acasă, tema pentru acasă, clasa a șasea. La geometrie să începem în felul. Geometrie. Te rog, da. Așa. Da, te rog. Sunt în direct acum, da? Eu sunt la tablă. Da? Așa. Bine. La revedere. Deci, geometrie. Și spunem, poate fi prima temă? Da. Triunghiul mână-până. Deci, în ipoteză, avem triunghiul mână-până. Latura cuprinsă între triunghiul mână și triunghiul P este? Între triunghiul mână, între triunghiul mână. Unghiul. Latura cuprinsă între unghiul mână și unghiul P. Așa. Deci, triunghiul mână-până, latura cuprinsă între unghiul. Hai să vedem, să desenăm triunghiul. Triunghiul mână, până. Latura cuprinsă între unghiul de mână și mână. Așa e trebuie, nu? Mână și până. Mână și până. Care sunt latura cuprinsă între unghiul de mână? Nu. O să fie mână. Nu-i cuptul celălalt. Latura cuprinsă între unghiul de mână. De la mână până la până. Eu așa înțeleg. Nu știm o dată. Ce-i ce-i ce-i? Care? Testul 2. Între latura cuprinsă între unghiul mână și pă, între unghiul de mână și pă, adică între unghiul de mână și pă, care e latura cuprinsă? Mână pă. Mână pă. Deci latura cuprinsă între așa este mână pă. Adică latura care are la capete unghiurile mână și pă. Latura care are la capete unghiurile mână și pă. E mână pă. Da. Hai, mână pă. Mână pă. Mână pă. În triunghiul ta, unghiul opus laturii TS este? În triunghiul? TAS. TAS. În triunghiul TAS. Unghiul, latura care se opune unghiului? TS. TS. Sau, întotdeauna, latura sau unghiul care se opune? Unghiul opus laturii TS. În unghiului, unghiul opus laturii TS. Care îți este? A. A. Păi TS, unghiul oasă, zice acolo. Ca și cum aș spune, unghiul care se opune laturii MB este meu. Al meu, bă, da. Deci unghiul opus laturii TS, deci lui TS, lui TS, se opune pune unghiul A. Dar lui A este. A este teu. Da? Unghiul te. Altă întrebare. Se știe că triunghiul ABC este congruent cu triunghiul TAS. Știm că triunghiul ABC e congruent cu triunghiul TAS. Da? Atunci, AC este congruent cu puncte puncte. AC cu cine este congruent? Cu TA. Da. AC cu TS. A, cu TS. Păi cum se mică de plasate? Când zice ABC, TAS, AC cu TS. TS. Dar AB. Cu TA. Așa. Deci și BC? Cu AS. Cu AS. Deci AC cu TS. Și dacă vreți să puneți pe toate aici. AB congruent cu TA și BC congruent cu cine? Cu A. TA, da? AB cu TA. TA. N-are importanță la litere, dar dacă păstrăm ordinea, să o ducem până la capăt. Altceva? Dar nu era cu AS. Deci, BC cu AS. BC cu AS.
Oameni sunt. Da? Și unghiul A este congruent cu unghiul D. Așa, unghiul A congruent cu unghiul D. Apoi unghiul care mai am? Unghiul B este congruent cu unghiul A. B congruent. Deci A cu D, B cu... Cu A. A, B cu A și... Și ce cu S? Ce congruent cu S? Dacă între unghiul mână P avem mână egal cu NP diferit de MP. Deci între unghiul, între unghiul mână P avem mână egal. Știm, dar în ipoteza cu mână egal cu NP care este diferit de MP. Cu NP care e diferit de MP. Mă gândesc de asta. Mulțumesc. Ce fel de triunghi este acesta? Da? Asta ne întreabă. Atunci, triunghiul mână B este triunghi... De care? Triunghiul în care avem două laturi congruente. O isoscel. Da. Isoscel. Deci două. Și dacă ar fost alte trei? Ar fi fost un echilateral. Echilateral. Deci asta este triunghi isoscel. Da? Triunghi isoscel. Ce? Apoi. Se consideră triunghiul ABC. Deci triunghiul ABC. Și de mijlocul laturii AC. Mai adăugăm că de... Mijlocul laturii AC. A lui AC. Deci de aparținerii AC. Deci așa scrie. De aparținerii AC. Dar nu oricum. E chiar la mijloc. Așa. Adică A, B, C. Adică dacă e P, A, C, dacă e P, A, C și la mijloc, ăsta e segmentul ăsta cât ăsta. Adică A, D, A, D, C. Cu congruentul D, C. A, A, D, A, D, congruent, segmentul A, D, congruent cu segmentul, uite așa punem, segmentul A, D, se congruie cu segmentul D, D, C. Vedeți ce am spus aici? Că D este pe AC și nu oricum, e la mijloc. Deci A, D, congruie cu DC. Apoi. Pe BD se consideră punctul E, astfel încât BD este congruent cu DE. Încă o dată, pe? BD. Pe B, B, D, B, D. Se consideră punctul E. E aparține lui Bâdă, acum spuneam. E aparține lui Bâdă. Ca ce ai spus, e de Bâdă. Da. Dar nu oricum. Așa încât? Cu ce calitate? Că e la mijloc? Da. Ce spune acolo? Astfel încât Bâdă este congruent cu D-E. B, Bâdă, B spune Bâdă, congruent cu D-E. Cu D, E. Așa. Asta e ipoteză pe aici, da? Da. Ipoteză. Demonstrați că unghiul A... În concluzie, trebuie să arătăm că unghiul... A, B, D. Unghiul A, B, D. Este congruent cu unghiul C. C, E, B. C, E, B. Așa? D. C, E, D. Hai să vedem cum arată problema cu asta de soț, să o facem. Pentru asta facem figura. Ce spune figura? Că fie triunghiul ABC. Da. Da? Un triunghi care nu spune nimic. Mare, care. Care. Deci, laturile toate diferite. A, B, C. Pe AC, pe AC se ia un punct E. Nu, e cine e pe AC? Uite-te tu. Da. Ce e de? E punctul de. Și unde se ia la punctul de? Între AC. Deci, dar se ia așa la întâmplare? Punctul... Nu, no, se ia... Fix la mijloc. Da. Fix la mijloc. Deci, exact la mijloc. D. Așa încât A, D, scrie de ce. Deci noi trebuie să respectăm ce spune autorul. D pe AC, așa încât A, D, de ce. Când mă iei pe bătă,
Deci un M pe B cu D. Și că eu îi pe B, D, dar nu oricum. Așa încât A, B, D, așa încât B, D, să fie cât de E, bă, aici. Ia mai citește pe o dată. Considerăm triunghiul ABC și de mijlocul laturii AC. Am și zis și noi aici, da? Da. Pe aici e paranteză. BD. Aici. Pe semidreapta BD. Așa citim. Pe semidreapta BD. De la B încolo. Deci pe semidreapta plângă. Uite așa, Dumnezeu. Adică de la bânii tot ducem. Da. Ce înseamnă semidreapta plângă? Pleacă din B și se tot duce. Infinită. Deci nu se termină niciodată, da? Pe semidreapta plângă se consideră pe semidreapta plângă, cum zic și eu. Da. Deci eu aparțin din plângă. De la bânt pe tân, așa încât bânt să fie egal cu D, E. Așa încât bânt să fie cât D, E. Unde îl pune pe el? Partea... Sigur că la încolo. Adică, exact, cine va fi la mijloc acum? Cine va fi acolo? D-ul va fi la mijloc și eu este aici. Deci asta toate cât asta. Înainte am luat-o pe asta cât asta. Da? Da? Ei, și ce spunea? Mi se arată cu unghiul A, B, D. A, B, D. Unghiul ăsta de aici. Da. A, B, D. Congruent cu ce... E, cu ce e? D. Ce e? D. Trebuie să unim. Așa. Deci trebuie să arată cu unghiul de aici, cât ăsta de aici. Da? Încă restea sunt congruente. Păi știm că AD e congruent cu DC. AD e congruent cu DC, știu asta și punctat cu două linuțe. ED e congruent cu DB. Bine, și asta știm. Și atunci înseamnă că... Noi trebuie să arătăm că unghiul de aici e cât ăsta de aici. Unghiul ăsta în ce triunghi intră? E. Păi nu poate fi un unghi într-un... Când am zis în ce triunghi, îl dai pe predică. Am. Deci unghiul de aici din E, în ce triunghi intră? Ce e D. Ce e D. Unghiul E intră în ce e D. Da? Ești un unghi a triunghiului ăsta. Da unghiul ăla din B care-i punctat de la ei. În CDB. În CDB. Nu e în CDB. Ăsta de aici. A. În ADB. 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 Da, în ADB. Și acum zicem. Deci, iată că la încadrat, unghiul de aici intră între unghiul ăsta. Da, asta va fi o culoare. Iar unghiul celălalt, da? În celălalt triunghi, da? În triunghiul ăsta. Și acum noi visăm. Dacă triunghiul de ăsta ar fi congruente, așa cum am luat, dacă ar fi congruente, cum în componența lor intră unghiul de aici și unghiul de acolo. Deci, unul intră într-un triunghi, celălalt unghi intră în celălalt triunghi. Și dacă triunghiul ar fi congruente, toate elementele ar fi congruente. Nu că două triunghi dacă sunt congruente, toate elementele sunt congruente două câte două. Unul de corp, unul de corp. Laturile vor fi congruente două câte două, unghiul de congruente și unghiurile noastre vor fi congruente. Cel de problemă. Ne focalizăm atenția în cele două triunghiuri. Ce au cele două triunghiuri? În comun la PD. Au un punct comun, nu mai frământă.
mă frământă dintre cele șase elemente, unghiuri și laturi, ce au ele congruente două câte două, deocamdată? A, D, C. A, D cu DC. Deci o latură la una, cu o latură la celălalt. Deci asta o avem. Asta e cât asta. E, D cu D, B. Au și pe E, D cu D, B. Au deci deocamdată câte două laturi congruente, da? Și repede ne fuge mintea la un caz de congruență. Când două triunghiuri au câte două laturi congruente, cele mai trebuie? Cele mai trebuie? Unghiul dintre ele. Unghiul dintre ele. Ar mai trebui, ca să ne plasăm noi în cazul latură, unghi, latură, neapărat unghiul ăsta, să fie cât ăsta. Ce părere aveți? Acele două unghiuri sunt congruente? Da. Din ce motiv? Sunt ca element, laturi. Dar ele de un alt motiv trebuie să fie congruente. Da? Sunt la nivelul doar asta, în ipoteză. Dar ele sunt congruente ca fiind unghiul opus la vârf. Când ai spus așa odată și odată așa, unghiul de aici și cât ăsta ca fiind unghiul opus la vârf. Da. Deci, cele două triunghiuri au, privindu-le, au o latură cu o latură. Un unghi cu un unghi. Și latură cu latură. Și atunci, conform cazului de concurență, latură, unghi, latură, cele două triunghiuri luate în discuție sunt congruente. Deci, începem demonstrația. Da? Iată, după ce am înțeles bine problema, începem demonstrația. Demonstrație. Fie triunghiurile, fie triunghiurile, care triunghiurile? Că e D și ce A. E D? Triunghiul C e D și triunghiul A, D, P. A, D, P. Despre care spunem că au, despre cele două triunghiuri acolade, le luăm la analiză și au. Ce au ele? E D cu D, C. E D congruent cu D, P. De unde știm asta? Pentru că... De unde ipoteză. Din ipoteză, spune. E dată în ipoteză de autor. Ce mai au cele două triunghiuri? La Bangladesh cu... Așa. Citim din trei litere. La pe... C... A, D, B. A, D, B. Deci unghiul. E. A, D, B. Congruent cu, cu unghiul care... Ce de e vorbim chiar la mijloc, da? Asta, în paranteză, spunem. Nu mai este dat în ipoteză. Dar din ce știm noi, dar dăm informații. Da. Ce fel de unghiuri sunt acestea? Oarecare. Ce fel de unghiuri, mă? Unghiuri te-am întrebat. Ce-i sosil? Ce oarecare? Unghiuri oarecare? M-am zis vreodată. Da. Unghiuri opuse la vârf. Este aici cu ăsta, latul a fost pus în prelungire. N-am dat mai devreme de asta. Deci unghiuri, unghiuri opuse la vârf. Deci unghiuri opuse la vârf, din cauza asta. Și ce mai au încă? Mai au și pe A, D, de ce? Așa, m-au luat la A, D. Congruentă cu DC. De unde au asta? De unde știm că este adevărat? Din ipoteză. Tot din ipoteză, da, da. Din ipoteză. Și acum ce condiția am îndeplinit? Avem conform cazului latură unii, latură. De ce îi spui latură unii? Da, nu m-am gândit. Păi, dar n-ai voi... Auzi, nu aruncăm vorba și pe urmă. M-am gândit un pic. Atenție mult, tu nu ținui mai aici problema. E vorba de latură, unghi, latură. Și conform acestor două, acestui caz de congruență, cazul 1, nu? Da. Pentru cazul 1, latură, unghi, latură, înseamnă că triunghiurile luate în discuție, după ce le-am analizat, pentru că triunghiul C, E, D, e congruent cu triunghiul A, D, P. Deci ele...
de B, da? B. A, de, A, de, B, B, da? A, C, E, și A, de, B. Deci aceste două trebuie să concurezi. Și atunci rezultă că și celelalte elemente, că trei, că trei le-am folosit, de trei, de o lată și un unghi. Și celelalte trei elemente ale triunghiurilor, cele vor fi congruente două câte două. Adică cine vor fi congruente cu ele? Bec unghiule. Unghiul? Bec unghiule. Între litere vreau să zice. A, de, A, B, D cu... Unghiul, unghiul A, B, D. Adică unghiul A, B, D din triunghiul de aici. Va fi ca congruent cu care unghiul? Cu C, E, D. Cu C, E, D. Dar de ce știi tu asta? De ce spui că asta de aici e cât de asta? De ce nu spui că asta de aici e cât de asta? Că și asta e. Am înțeles că astea două sunt între ele luate în discuții, dar de ce alegi tu pe unghiul de aici cu asta de aici? Așa că vrei tu sau... Pe aceea am spus din ipoteză. O să zic din ipoteză că este nu. Cât... Cum de zic din ipoteză, nu? De congruent cu ED. În ipoteză mi-a spus că e de cât de ED, da. Asta ne-a ajutat, pentru că cazul latului în latul, dar cum alegi tu unghiul ăsta de aici cu unul din astea două, nu? De ce? De ce nu ai ales pe ăsta să fie cât ăsta? De ce nu ai ales pe ăsta de aici cât ăsta de aici? Deci ce te face pe tine să alegi în felul ăsta? Deci, insist. Astea două le-ai folosit așa. Laturile sunt folosite. Acum, la unghiul de aici, unghiul de aici, e unul din astea două. Dar cum știi cu care e congruent? Păi zici așa, unghiul de aici, din B, se uită spre ce latură? A. A de. A de. Deci unghiul de aici, din B, privește spre A de. Latura A, de cu cine este congruentă asta de aici? Cu DC. De ce? Spre de ce cine privește? E. Așa vede. Deci, este clar, nu e o alegere întâmplătoare, ci pe baza faptului că între unghiuri congruente, la laturi congruente, se opun unghiuri congruente. Cum ele sunt congruente, triunghiurile, ai latura asta cât asta și unghiul pe care îl privesc spre ele din cele două triunghiuri, un unghi de aici, care privește spre de la, se uită, este congruent cu celălalt care se uită spre de ce. Ăsta e motivul pentru care ai ales. Deci, într-adevăr, unghiul A de A de B de E congruent cu care unghiul A de B de E? Congruent cu ce e de? Cu ce e de? Cu unghiul C e de. Și ce motiv am aici? În paranteză? La congruente să pun unghiuri congruente. Asta pe motiv că A de congruent cu A de a fost congruent cu... Cu cine? Cu de ce? Cu de ce? De asta e motivul. Deci la raturi congruente să pun unghiuri congruente. Și a rămas al treilea punct ca să termină problema cu unghiuri. Care unghiul cu care? Unghiul C cu unghiul... Nu. Da, unghiul C cu unghiul B. C-ul cu B-ul de aici? Nu, C cu A. Păi s-o terminat B-ul cu C, a treilea cu a treilea, neapărat. Dar ce timp între litere? D, E, nu, D, C, E. D, C, E, unghiul D, C, E, D, C, E. Congruent cu unghiul care? B, A, D. B, A, D. Unghiul B, A, D. Deci de ce e cu B, A, D? Și trei au fost, cu două, cinci, mai trebuie încă un element. Natura E de... Ce... ce... Ce e la treia la natură? Cu A, B. Cu A, B. Ce e? Ce e? Congruent cu A, B. Dar nu unde s-o cerut să le arătăm pe toate? Am vrut noi. Era suficient pe prima. Să arătăm la atât. Că unghiul A, B, D, cât ce e de atât am avut în locul
discuție. Însă noi nu putem, nu rezistăm să nu spunem tot ce știm. Deci în clipa în care am avut cele două triunghi la analiză și au apărut trei elemente, două laturi din ipoteză, adică la asta, asta cu asta, asta cu asta, și unghiul dintre ele am observat noi, asta a fost contribuția noastră. Ne trebuia neapărat ca să ne părăsăm în unghii, în cazul latru, unghii latru. Am ajuns, având în cazul acesta că să spunem că triunghiurile, ne-am permis să spunem că triunghiurile sunt congruente. Ele fiind congruente, dar și celelalte elemente până la șase. Adică celelalte trei sunt congruente de 8 de 2. Un unghi este folosit, da? Ce urmă? Celelalte două unghiuri să fie congruente de 8 de 2. Adică unul de aici, cu unul din partea cealaltă, dar cu care? Păi simplu, ăsta de aici se uită spre la de, de A, de, de ce și privit în cealaltă unghi de câte unghiul e. Și al treilea unghi, ăsta, e cât ăla de sus, da? Și rămân și latura E, C cu E, B. Deci autorul putea să spune în continuare, în afară de întrebarea asta, să ne fi întrebat. Are E, C cât de la B, dar unghiul acela din ce e cât ăla din A, tot ar răspunde la pentru că, uite, am clarificat aceste lucruri. Mergem mai departe. Ce problemă, Madă? Se consideră triunghiul ABC în care D este mijlocul laturii BC și măsura unghiului ADB este egală cu măsura unghiului ADC egal cu 90 de grade. Arătat că triunghiul ABC este isoscelic. Am înțeles nimic eu, de timp ce vedem mama, dar să le iei din nou. Se consideră triunghiul ABC. Deci un triunghi ABC în ipoteză. Așa ne obișnim să le dată, da? Da. Deci fie triunghiul în ipoteză, am triunghiul ABC. Despre care nu spune nimic. Spune ceva, ia să vedem. În care D este mijlocul laturii BC. Deci, urmează un punct de aparține lui BC, așa ai spus, cu calitatea. Ce calitate are punctul ăsta? Și măsura... Oh, stop, stop, stop! De ăsta cum e pe BC? Ce ai spus despre de? De este mijlocul... Păi asta mă interesează. E mijlocul, trebuie să scriu asta. De aparține segmentului BC, dar nu l-am întâmplat. E mijloc. Și cum scriu eu că e de mijloc? Astfel încât... Așa încât... D între B și C. Adică de la B până la D, e egal cu de la D la C. Adică D, B, congruent cu D, C. Așa. Așa în fel că D, B, da? Congruent cu D, B, punem în... Cu D, C. Congruent cu D, C. Asta înseamnă că D-i la mijloc. Deci D, B, U, D, C. Și măsura triunghiului A, D, B. Cum măsura triunghiului? N-am niciodată măsura triunghiului. Unghiului. Așa. Măsura unghiului A, D, B. Măsura unghiului A, D, B. Este egal cu măsura unghiului A, D, C. A, D, C. Care e egal cu 90 de grade. A, și egal și cu 90 de grade. Corect. Aflați că triunghiul ABC este isoscelic. Deci, în concluzie, da, triunghiul A... ABC. ABC. Este isoscelic. Isoscelic. Deci, cum gândim? Mai avem? Construim un exercițiu. Construim triunghiul. De ce facem? Construim triunghiul. Așa. Deci o să desenez un triunghi. La întâmplare, să facem, nu? Da. Triunghiul A, B, C. Nu spune nimic informații. Deci e la mijlocul lui BC. Deci D, U, egal la mijlocul lui BC. Ce mai spune problema? Măsura unghiului ADB este egală cu măsura... Unghiul AD
Adică ăsta de aici. Da, este egal cu măsura lui A de C. La mine nu e așa. Înseamnă că n-am luat-o corect. Deci spuneți să fie unghiul vestea, să fie egal. Da. Păi și fie egal din 90 de grade. Da. Împreună cât fac ăsta? Împreună fășa 80. Deci lateral. Deci ar trebui să iau așa, să plec pe VC. Uite cum să facă figura, să fac așa. Iau pe VC mai întâi, pe VC, să zic. Și iau punctul de la mijloc. Deci în construcție iau așa. Și iau așa o perpendiculară. Cât unghiul ăsta să fie cât ăsta de 90 de grade. Și aici fixez undeva un punct A. Și acum ies pe A cu B și A cu C. Ca să respect datele probleme, că o să se numărie, că vei pe de la mijloc. Dar nu oricum. Așa încât mă duci să te gâte C. Și pe unul zice, duci, faci așa fel încât A, D, unghiul A, D, B, să fie cât A, D, G, să fie de ordinate, cum spune acolo. Da. Unghiul A, D, B și cu A, D, G, unghiul este de 90 grade. Acum am făcut, corect. Și ce trebuie să arăt, că triunghiul ăsta, triunghiul acestea sunt triunghiul ăsta este isoscel, adică trebuie să arăt că asta e cât asta de aici. Nu? Asta trebuie să arăt. Ei, faptul că am luat pe B, D la mijloc, pun că asta de aici ar fi cât asta. Și mă și marchez cu ceva folosit. Da? Deci asta știu că e cât asta la altă de aici. Da. Așa. Mai știu că unghiul ăsta e din 90 de grade, e dată problemă. Și eu trebuie să arăt că latura asta e cât asta. Ei, latura aceea, în ce triunghi intră? A, B, ce triunghi intră? A, A, B. Da. În triunghiul A, B, D. A, B, D. A, B, D. Da. În A, B, D. Și cealaltă, în ce triunghi intră AC-ul? Ce triunghi intră? A, D, C. În A, D, C. Ce părere aveți despre cele două triunghiuri? Ia să vedem. Sunt congruente. Din ce motiv? Ambele au 90 de grade. Deci ambele... Au... Stai să... Pf, e ușor. Despre cele... Zicem așa. Cum latura AP intră în triunghiul ADB, iar latura AC intră în triunghiul ADC, visă. Ce bine ar fi dacă am luat cele două triunghiuri deoparte și le-am analizat. Și dacă cumva ar fi triunghiurile congruente, din niște motive de plasarea noastră într-un caz de congruență, latul în latul sau în latul în sau știu ce, atunci toate elementele ar fi congruente și și sigur și, mă spune, și AB ar fi cât AC. Că AB e privită de unde din 90 de grade, 90 de grade cât ăsta de aici, și ăsta ar fi despre AC. Și tot ar fi perfect. Ăsta ar fi planul. Deci de aceea, în demonstrație, aici ar fi. Fie triunghiurile care? Ștefanie. A, B, D. A, B, D. Și triunghiul. ACD. ACD. Despre care știi că au? Despre aceste de triunghiuri știi că au? BD. Sigur că da. BD e congruentă cu... Cu DC. De unde? Din ipoteză. Din ipoteză. Că e dată la ce multe probleme. Triunghiul de... Dar cine pe trei litere? Adică un unghi. A, D, B. A, D, B. Unghiul A, D, B. Dintre unghiul A, B, D. E congruent cu unghiul celălalt. A, D, C. Cu A, D, C. De unde știi că sunt congruente? Din ipoteză. Din ipoteză, da. Dacă mor de grade. Ce mai au cele două triunghiuri?
unghiul A, B, D, cu A, C, D. Unde este universul spiritual? Unghiul D este... Mi-am zis asta, de nori de grade. Observăm ca o latură comună. AD. AD și într-un triunghi și celălalt. Deci apare AD, AD, latură comună. Latură comună. Și acum tu ce încercare de congruență ne-am dus noi? Ia să vedem ce încercare de congruență ne-am dus. L, L. L, latură, unghi, latură. Conform L, U, L. Triunghiul de acestea luate în discuție sunt congruente, deci triunghiul ABD, ABD, e congruent fără doar și poate acum să-l depind L-ul cu ACD. Din congruente rezultă că toate elementele sunt congruente două câte două, adică ce va rezulta aici? Că AB este congruent cu AC. Așa, a treia latură, a treia latură. AB e congruentă cu AC. AC. Și asta ne interesa pe noi și ne-am ca să spunem întrebare. Dar mai au și unghiuri congruente două câte două. Care cu care? Hai să vedem. AD congruent cu AD. Cum? AD, AD, AD înseamnă latură. Da. Da? A. Latura AD e cu AD folosită de așa. B, unghiul B cu unghiul C. Da, printre litere. A, B, D. A, B, D. Unghiul A, B, D. Din triunghi. A, B, D, spre cine se uită? Spre A, B. Spre A, B. După asta. Iar AD-ul, partea șoartă, ce? Triunghiul cu C. Deci, congruent cu unghiul A, C, D. Și al treilea unghi, adică ăla de sus, deci ăsta de aici, decât ăsta de aici, și al treilea de aici, cu al treilea, pentru că se prede spre BD, deci unghiul BA, BA, congruent cu unghiul DAC, DAC, și cu asta am arătat problema. Se vedea și la el, tu ai un ministru, ce este? Mai am. Da, ce vedea ce este? În latură, unghiului asociativ, X, O, Y. Știi ce, Stefania? Am zis, îl lași ții să-l faci. Știi? Ca să ne duci și la algebra, vezi? Folositor și la algebra, și pentru unul și pentru altul, da? Să-ți rămână și ție o chestiune de tot. Mai ales că am realizat acum. Deci, geometrie, hai să vedem algebra. Te rog. Exprimați în formă de fracții ordinare următoarele procente. A, 10%. 10%. Deci, sub fracție, exprimați sub fracție, sub formă de fracție ordinare, okay? Procentele. A la sută, 10%, pardon. 30%. Deci, exprimați. Exprimați sub formă de fracții ordinare procentele. Cât mai multe? 30%. 30%. Adică 30%. 30% înseamnă 30% și înseamnă simplificăm 3 pe 10. Asta e fracția ordinară. Deci 30% înseamnă 3 pe 10. Alta. 10%. 10% înseamnă cât se va mine? 10 supra 100. Simplificăm prin 10 și facem 1 pe 10. Alta. 45%. 45%, zici tu, te rog. 45%, simplificăm prin 5. Da. Și face 9. 9/20. 9/20. Dacă mai sunt de asta, puncte, puncte, le faci tu. Da. Alu. Calculați 5% din 140. Calculați 5% din... 140. Înseamnă 5 supra 100 înmulțit cu 140. Cu numărul respectiv.
Da? 5 supra 100, procentul, mulțit cu numărul respectiv. Asta înseamnă că 5 cu 100 simplifică, că ai văzut, se poate face să formă fracțiunea așa bine cât? 1 supra 20. 1 supra 20 înmulțit cu 140, mai tăiem un 0,8 acolo și acolo, foarte ușor, da? Și este egal. Și mai se simplifică 2 cu 14, și 7, da. Și este egal cu cât? 1 pe 7. Deci 5%, cum, de 7 sus? 7 supra 1. 7 pe 1, adică egal cu 7. De 50% din 1200. 50%? 15%. 15% din? 1200. 1200. Egal cu? Rezultă cât vorbește tu repede? Înseamnă? Este egal cu 15 supra 100. Ori egal cu 15 supra 100. Ori 1200. 1200. Suntem 0 orile. Și facem 15 ori 12. Mulțește acolo, deci egal cu 15 ori 12. Și acest exercițiu faci cu ceva pe care n-ai de făcut, îi faci, mergi mai departe. Alexandru afirmă că numărul fetelor din clasa lui reprezintă 75% din numărul elevilor clasei. Deci numărul fetelor egal 75% din elevii clase. Da? Cum interpretați afirmația lui Alexandru? Păi dacă sunt 70% din elevii clasei, 75. Ce înseamnă 75%? 75 supra 100. Care înseamnă? Cu 75. Înțeleg pe 25. Da. Și egal cu 3 pe fatul din elevii. Din elevii clasei X, da? Adică ce înseamnă? 3 pătrimi sunt fete. Asta înțeleg eu. Și cum interpretați? Toată clasa a fost în 4 și 3 pătrimi sunt fete. Sunt. Și băieții câți sunt? 4 pe 1. Nu? Păi cum gândi? De ce zici 4 pe 1? Sunt de 4 ori mai multe. Câte sunt și fane? Dacă 3 sferturi sunt, 3 sferturi sunt fane. 1 pe 4. Păi 1 pe 4. Deci e ca și cum a fost întregul clasa în sat împărțită, în câte am spus, în 4. Și astea sunt 3 pătrimi fete. Da? Și doar o pătrime, băieți. Băieții sunt o pătrime. Deci asta este, cum interpretați, răspunsul este asta. 3 pătrimi sunt fete și o pătrime băieți. Al 10. Dintr-un aliaș se află 3 kg cositor. Deci aliaș. Cum? Într-un aliaș se află 3 kg cositor. 3 kg cositor. Știind că masa cositorului este 24% din masa aliajului, aflați masa aliajului. Masa cositorului. Masa cositorului este 24% din masa aliajului. 24% din